Bună dimineața, eu sunt Bogdan, nu vă uitați la fața mea, abia ce s-a trezit și fratele vostru, sunt cu Dan în spatele camerei, nu uitați că primul link din descriere aveți acolo bluzele, hanoracele, tricourile, marca IBM Family, intrați pe site și uitați-vă dacă vă place ceva, cumpărați, bineînțeles, dacă nu, nu sunteți obligați. Am văzut că v-a plăcut foarte mult clipul în care eu am făcut ce am văzut la televizor timp de o zi și cineva dintre voi mi-a spus, de fapt mai mulți, pentru că unul dintre voi a comentat și voi ați dat like la comentariu, iar acel comentariu spunea în felul următor: Bogdan, ce ar fi să mănânci timp de o zi întreagă ce vezi la televizor în reclame? Și am zis, bă, Danule, e o idee super șmecheră, hai să vedem astăzi ce mănânc. Deci va trebui să aprinzi televizorul și să cauți o reclamă sau să nimerești pe un post unde arată o reclamă cu mâncare, despre mâncare, fructe, legume, chestii, ceva comestibil să pot mânca. Da, da, da. Și trebuie să mergem la magazin, cumpărăm și în ziua asta, cu asta trăiesc eu. Ce... Cam asta mănânc toată ziua. Cam ce îmi spune televizorul, asta voi mânca. Așa că, hai să vedem. Ce amestec astăzi în stomacul ăsta meu, sper să nu-mi fie rău și să fie ceva ok și să și găsim la magazin ce arată în reclamă. Dacă nu găsim, înlocuim cu altceva, nu știu cum facem, improvizăm noi ceva atunci, să fie cât de cât la fel. Așa că, vedem noi. Ia fratele meu și fratele tău astăzi este un fel de experiment. Bun, hai să vedem, să deschidem din nou televizorul, l-am mai deschis de vreo 4 ori, dar am nimerit emisiuni, știri, filme, până nimerim ceva, nu știu, reclamă, ceva de mâncat, cel teleshopping, nu mai zic. S-a prins eu, da, ce 1301 ăsta? Ce e ăsta, Danule? Paula, Budinca. Oh, Budinca cu Paula, am înțeles. Ha. Bun, da, mergem la magazin. Foaie, adică trebuie să mergem la magazin, mi se face rău. Trebuie să mergem de 100 de ore astăzi la magazin. Hai, hai! Am găsit, Paula, am găsit doar 4 din astea, așa că luăm 4. Mănâncă și gura mea, ăla. Mănânc și eu mai mult astăzi, cum ar veni. Hai să mergem. Hai. Sincer să zic, frate, eu n-am mâncat niciodată. Ia. Cred că budincă. Cred că e bun tare. Nu. Nu? Mie, personal, mi se pare... Cred că nu sunt învățat eu cu budinca asta, că eu nu prea mănânc de felul meu budincă așa. Am luat lingura asta, nici nu mai încape aici, vezi, nu? Da. Uite. Dar nu știu, nu-i pe gustul meu, adică eu, de exemplu, după clipul ăsta, eu n-aș, nu mai e meu. N-ai să mai mă vezi pe mine peste o săptămână, bă, ce aș mânca o Paula, de exemplu. Să vedem ce mai nimerim. Vreau să zic că televizorul ăsta pe care voi îl vedeți aici, n-a fost deschis în viața lui de câte ori a fost deschis astăzi și abia am găsit o reclamă. Deci, dacă n-am făcut televizorul ăsta pe toate programele posibile și imposibile, cap-coadă, în continuu. Nici nu știam că am atâtea programe la televizor, că eu nici nu prea mai mă uit la televizor, sincer să vă zic, decât la meciuri. Și dacă mai e așa, nu știu, pe Oașa Manetului, ăia care caută aur, pe programele astea. De. În rest, așa, când am văzut că 16 HBO-uri, nu știu ce film, nu știu cum, ai Xenuri, zic, ce-i mă asta, mă, frate? În fine. Deschidem televizorul a 100 milioane oară. Gata? Da, frate, ia, ia să vedem. Ce avem noi aici și să mai păpăm. Ești pregătit să mănânci? Da, sper să nu fii scump. O singură etapă, la fel pentru noi toți. Uite-mi că am numerit. Pate. Pate? Bu? Da. Bucegi era? Da, Pateu Bucegi. Oh, Pateu Bucegi. Și ăsta îmi place, frate, cu niște roșii oare. Și bineînțeles, după ce am mâncat un, ce era ăla, de ciocolată cu Paula, a deschis Danul la perfecție, trebuie să mănânc un pate bucegi. Doar imaginați-vă ce o să fie în stomacul meu astăzi. Băi, le-au pe ăsta de porc era, nu? Da. Ăsta e ok, bun, perfect. Hai să mergem. Doamne, hai. Doamne, dacă astăzi nu mă cac pe mine, uitați-vă în coala mine. Dacă n-am forță. Bă, ar trebui pe clipul ăsta să-mi trimite toți ce produse folosesc astăzi, să-mi trimite sponsorizare, pe bune. Bă, sincer. Este exact ca pe reclamă, băieți, nu știu ce vă zic. Dar ți-am făcut poftă, zici sincer. Și-a adus mă o felie de pâine, numai pentru el. Ai și foame, la... normal că merge challenge-ul ăsta dacă ți-e foame. Să te văd ce îi faci când ești sătul. Am permis de dimineață, zici că m-am trezit. Să vezi ce îi faci tu când ești sătul deja. Să mai mănânci tu așa. Și trebuia? Nu știu, roșii, dar mi-a fost silă. Normal. Punem pauză și mâncăm. S-a îndeplinit și sarcina asta. Punem pauză și mâncăm pe bune. Până acum, sincer, să zicem că a fost ok, mai nimeni. A mers binișor. Să zicem. Bine, după...
Am vrut să zic după a 15-a oară, iar nu mai nimerim nimica. Ai întârziat. Hai să vedem, uite-le, le avem aici. Ăsta-s, nu? Da, ăsta-s. Perfect, bun. Hai. Forță, hai că ăsta-s bune, dar nu-i niciun meci la televizor, dar la FIFA-s bune ăsta, la FIFA. Să știi. La FIFA, să merg știi. Perfect. Da, vedem ce a luat tata aici. Ăsta n-au ce să fie. Du-le. Deci dacă mănânci popcorn, ascultă puțin, și faci așa, egal cu zero. Ai luat așa și trebuie să faci așa. Eram sigur. Vezi ce faci pe el, nu? Dă să gust. Bun. Da. Da, bine, asta nu era bun. Nu era nimic așa. N-aș pasă să nu-mi placă, știi? Așa la FIFA merge. Băgăm o FIFA? Mi-a prima faci băgă în FIFA? Dar oricum am deschis televizorul de 200 de ori și n-am nimerit nimic. Deci, ce vedeți voi aici, aprindem televizor, vedem că nu-i reclamă, dăm pe alt canal, iar îl aprind, iar dăm pe altul, iar dăm pe altul, iar pe altul, până când aprindem și nimerim pe filmare. Așa că, îți scoc, mănânci 3 pungi în ăstea și până nimerim reclamă. Ia dă-o alea, poate ai vreo baftă. Eu îți pregătesc, frate. S-a plictisit băieți Danu, s-a prinde televizor, vă jur. No! No, 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 no. Ghinion, ghinion, ghinion. Mami, nu-mi place berea, băieți, de niciun fel, absolut niciun fel de bere. Poate să fie ea, nu știu, oricine, nu-mi place hai berea. Să mergem să absolut dăm rog, frate. Deloc. Deci bere Dorfer, trebuie să mergi să cumpere o bere Dorfer. N-am putut să mai filmăm în magazin, de fapt am încercat, dar nu ne-a lăsat. Când a văzut că intrăm cu camera afară, ce vreți să filmați. În fine, nu mai contează, ideea în felul următor. Nu știu pe la voi cum este, dar noi am căutat în tot orașul și abia am găsit la un magazin din ăsta de colț. Am găsit berea asta. Dorfer asta, care cred că eu oricum nu beau bere pentru că nu-mi place absolut deloc niciun fel de bere. Nu contează ce firmă e, dar acum respectăm challenge-ul și aia. Bine că am găsit într-un final, aia. Hai să vedem cum o ajungem acasă și o degustăm. Hai să vedem acum dacă aia ce să fac și eu. Beau, pe niciodată l-am văzut. Bând vin l-am văzut cu mereu. Noi stăm la o bară de vin la FIFA și mai stăm de vorbă, dar bere niciodată. Băi, nu știu mă, frate. Băi, nu-mi place berea, ce vrei? Hai, iau, fel și fel și iau, de oameni. Eu treci mai departe. Băi, dar ce mare, mâncați aici gura ta. Așa-s toate, mă? Nu bezi berii și niciun fel de alcool. Cel mai bine. Ia de cred că am nimerit cea mai adică ca berii. Nu știu de ce am eu impresia. Am găsit, mă, nu-mi poate să vezi și trebuie să mănânci. Băi, vină să vezi și trebuie să mănânci. Stai, reacu. Băi, mă uit la Regina, mă, te-ai uitat? Da, știi? Știu. Vezi, trebuie să mănânci berii. Trebuie să mănânci berii. Trebuie să mănânci frișcă după berii. Da. Cum? Trebuie să mănânci frișcă după berii. Frișcă a căzut? Da. Ai făcut la mișto, hă? Nu, să mor eu. Uai, leu. Fai, stai așa, să pun pauză aici. Nu, băieți, vreau să zic că mă cac pe mine, sigur, după video ăsta, cred că. Și bineînțeles, după ce am băut, mă rog, am băut în ghilimele o bere, hai să dăm cu frișcă acum. Doar imaginați-vă ce e în stomacul meu. Deci azi mă cac pe mine și trebuie să... Fii atent, ce face? O avem aici, da? Da. Ulala. Poate sare direct în... Așa ține, de sus în jos. Pune așa cu vârf, mult. Da, mă cac pe mine, doamne. 100% ești nebun la cap. Mă pun în pat, mă uit la ăsta și îmi zici cum. Dacă asta mai găsești ceva. L-a lăsat pe Danu, nu mai poate, numai așa face cu degetul pe telecomandă. Nebun. Băi, destul de, nu că greu, de enervant, pentru că până bagă ăștia câte o reclamă, de obicei când te uiți la un film și dă reclamă, în jur repede, zici, băgame așa, băga reclamă. Zici, acum când, da, când căutăm reclamă, nu găsim, măi, frate. Bă, m-a suturat, mai aprind o dată să vedem. Bă, aș pune toate cadrele astea când deschizi televizorul, cred că 2 ore nu mai dat așa. Și 2 ore cum am săturat, am o, frate. Vedem o. Bine, că ai și televizorul ăsta, că cred că pe la urmă se spargă. Că l-a prins azi și se aprinde mâine. Dar la cât mă uit la televizor, măi, bun, noi jucăm FIFA pe el. Am și-a înțeles, dar uite că acum... Ce mă? Pombă, nebunule! Gata. Pombito! De-aia, mergem? De-aia roșii trebuie să fie. Hai.
Ce am găsit, bineînțeles, avem și pombăr aici. Din asta era galben, era? Roșu. Roșu? Da. Bun, o frate. Avem și punga de pombăr aici. Din ăștia am mai mâncat. Știu cum sunt, îmi plac ăștia, așa că hai să vedem. La ce mai deschide Danu televizorul astăzi? Ce în stomacul meu, vreau să zic. Oricum s-au plictisit femeile astea de aici. Intră, ies, intră, ies, intră, ies, continuu. Îți dai să mai... Cred că zice că le iau la mișto. Bă, dar nu poate să cumpere ăsta tot odată, mă frate. Vine și cumpără numai câte un produs, câte un produs, câte un produs. Bom, bă, dar nu vreau să-mi imaginez ce alea cu stomacul ăla tău. Paula Budincă, pateu, beri, frișcă, pombăr, nu mai merg așa pufuleți. Ca lumea. Mă scârbesc de la frișca aia grețoasă. Ia vei. A? Marfa. Da, nu. Hai, am mai mâncat din așa, sincer, să zic. Dar nu des, că... Deci am o muscă, dacă o prind, o mănânc. Băi, dacă am prins, o mănânc. Nu mai pot, mă disper. Cum dau drumul la cameră când filmez, e direct pe-n cadru, așa. Hai, ia tot, nu, nu mai vreau. Hai să mai deschidem, să mai închidem alea că televizorul ăsta, că-l sparg. Mă duc mai mult alea, că la Regina, frate, și mă, da. Mă sunt un frate, când e gata. Bazare! Vai, vai, mamă! Hai, o leacă la KFC, mâncați-ași gura, vai, dacă vai, vai, ce-a nimerit-o fraierul. Bă, și de când am mai mâncat eu doamne KFC, pe bunii, cred că am un an, că eu nu prea cu KFC, mă gândesc. De-aia nici eu n-am mâncat, de-aia nu știu. În fiecare seară când vine de la Făcșani, vine aici cu meniul, când intră în casa și jucăm FIFA, intră și meniul după el. Put în casă de mor de la astea, nu poți mai stai. Hai, hai, fac până la final. A, ce m-a nimerit. Hai la Foxan să luăm ăla de chef. Ți ești puros că știi că eu nu-l mănânc pe tot, nu? Da, și rămâne ție și mai. Și eu când ajung acolo, mi-au și eu, cum? Hai, mi-e bun, mi-e foame. Hai, hai să mergem, o facem până la capăt, aia hai, hai. Imediat ajungem și noi acum la KFC și dăm comandă de ceea ce ne-a picat pe televizor. Noi muri acum dacă mănânc și eu un meniu din ăsta, mă gândesc, nu? Ideea e să nu faceți exces, să mâncați în fiecare zi, pentru că atunci chiar este o problemă. Ce trebuia să comandăm? Un Mars Bucket din ăla. Și norocul e că azi e marți. Exact, vedeți? Norocul nostru este că este fix marți. Nu știu cum e vremea la voi, dar la noi plouă. Aseară vreau să zic că mi s-a luat și curentul de vreo 4 ori. Da. Vorbesc serios, a dat o ploaie din aia torențială. Bine, bine, mie îmi place vremea asta, sincer să vă zic. Doar că nu putem să facem unele chestii afară. Iar de acum intră nebunia aia, când nu mai poți să mai faci prea multe lucruri pe afară, pentru că vine frigul, plouă și trebuie să ne adaptăm și noi. Dar nu-i problemă că suntem aici pe canal Forță, cu postatul în continuu. O dată la două zile, cel târziu la trei zile, după cum v-am cel obișnuit. Târziu. Da, depinde. Mai avem și noi uneori treabă, niște lucruri de rezolvat și nu putem să postăm... Treabă, pană de idei, că na, postez da. În fiecare zi. N-ai e cum. Greu, nu e chiar așa ușor cum credeți voi, adică să filmezi, să pui o dată la... Bravo, două zile, trebuie să ai și idei. Noi muncem să... în fiecare zi, într-o adică, zi muncesc eu, într-o da, zi muncesc într-o zi filmez eu și într-o zi filmează Danu. De exemplu, astăzi este ziua mea de filmat, filmez eu acum challenge-ul ăsta. Și mâine, eu nu stau degeaba, trebuie să-l ajut pe Danu să filmez el ideile lui. După aia el mă ajută pe mine. Și tot așa, adică în fiecare zi noi facem ceva. Și mai sunt zile când efectiv, nu știu, nu avem idee și... Avem mai zile mai proaste, mai proaste. În care nu... Sau, efectiv, nu știu. Creierul nostru nu dă randament și n-avem ce să postăm. Exact. Da? Pentru așteptare, spuneți, vă rog. Bună ziua, vreau și un Mars Bucket. Un ce? Un Mars Bucket? Da. Să arată biofar, ia întreabă. Bucketul cu Fanta. Serios, tu cum e? Eu nu înțeleg, așa dau ei, da, în din asta de cola, că eu mi-am luat Fanta. Așa am zis Fanta. N-are cum să iei asta cola niciodată. Bă! Eu am exact, exact ce am cerut, da? Dar nu am niciun soț, mă, din ăsta. Băi, nu. Băi, ce prost suntem. Parcă nu se duce, se zgârie pe gât așa. Dar cum s-a făcut poftă la acest m-am video clip? M-am mai mâncat, da, nu de eu. Mi-e știi să-l mi se pare acum? Da-ți bune? Bă, nu, dar ce picant îți, bă! Dacă vi s-a făcut poftă de oricare dintre vă aduce... Băi, Danule! Lăsați-mi în comentarii acolo la bă, eu nu mănânc picante, eu nu-s cu chestii picante. Bă, dar picante tare, nu, e nepicante nu există, mă? Ba da, dar noi cred că le-am luat pe alea. Și n-ai cert așa și ești prost. Dar nu știu n-ai zis. Hai, mai iau una de asta ca stau aici liniștit, nu mai zic nimic. Bă, băieți, odată la ceva timp,
merge așa de poftă, dar să nu mâncați în fiecare zi, eu vă recomand. Cel puțin eu asta fac. Cine mai cine mă sună, îmi pare rău, dar lăsați-mă puțin. Revenim. Deci vreau să vă fac un mic update. Am întrerupt challenge-ul pe care îl facem noi acum cu mâncare și am făcut mamei o farsă între timp de milioane. O să o vedeți pe canal zilele ce urmează. Sper să vă placă. Nu mă gândeam că ne iese. A fost ceva așa spontan. O să vedeți și voi clipul. Am râs de a murit cu gen cu KFC-ul și am pus noi niște gândaci falși. O să vedeți clipul pe canal. Că gen noi stăm acum la televizor și deschidem televizorul, v-am zis, de un milion de ori și până găsim o reclamă ne plictiseam. Mi-a venit ideea asta de când eram la Focșani în Carrefour. Dar o să vedeți pe vlogul ce urmează, farsa. Ideea este că în ziua asta am filmat două vloguri cum ar veni. De asta sunt îmbrăcat la fel și poate o să vă dați seama de anumite lucruri. Bine? Așa că noi ne continuăm, îmi vine să râdam noi. Așa că noi ne continuăm challenge-ul de astăzi cu reclame, să vedem ce mai găsim pe la televizor și ce mai mănânc. Să și eu like pe spate la telenovelele lui. Hai că mai dau drum o dată. Ce mă asta? Ce aia? Cafea? Nu, că lapte cu ciocolată. La Dorna. Nici eu n-am băut, sincer. Arunc, zici că place. Apă colorată, nu, galben. Nu mai Fanta nu-i. Dar nu cred că o regăsim la noi, din ăsta? La Dorna? Da. Trebuie să fie, de ce să nu fie? Hai să vedem. Uite aici. Dar iau din ăsta, mic, că n-are rost. Adică tot la Dorna e din reclamă. Da. Nu știu dacă îmi place, n-am băut niciodată și dacă iau unul mare și nu-i bun, n-am ce să fac cu el. Așa că o să iau unul mic, ideea e în felul următor. După KFC-ul ăsta, nu știu cum merge laptele ăsta. S-ar putea să mă duc direct la explosion. După KFC, lapte, mai e și cu ciocolată, să ai seama ce e acolo. Da, hai să vedem. Bă, să mor dacă am băut vreodată, Danule, fără mișto, vorbesc serios. Dar n-ai băut niciodată mișto? E te că ai fi surprins că îmi place. E spus că mă cacă pe mine. Bă, dai bun, ia bea o gură să vezi, fără mișto. Eu știu că am descoperit și eu ceva nou. Bine, nu-i nou, da, eu am descoperit. Bun. Nu-i bun? Imaginează-te la că cald așa, pui numai, imediat pui cereale și eternapuri. Ia imaginează, dar chiar mă. Bă. Hai că asta merge. Combinație bună. Nu, mă cac pe mine azi. Iertați-mă că zic asta de atâtea ori. Dar da, chiar asta, chiar asta o să întâmple, cred că. Și ce are? Are cârnați. Mici, ceafă. Nu știu ce găsim pe aici. Ce e asta? Ce găsim? Ori cârnați, ori ceafă. Mici avea. Dacă e deschis la unde are ăsta mici, da. E cineva aici la noi care face mici gen dimineața. Are o afacere de asta, de familie. Da. Adică, da, cu asta se ocupă. Dacă găsim acolo, luăm mici. Dacă nu, trebuie să mergem să luăm cârnați, să-i prăjim noi, că altfel n-avem care să facem. Hai să de mici, că acolo da. Și găsești. Unii șapca. Ia uitați ce a găsit fratele vostru. N-am fost nevoiți să mai luăm noi cârnați ca să-i prăjim noi, să stăm noi. Ne-am chinuit numai, am dat banii și am venit să mâncăm. Am dat banii și am venit exact să mâncăm, bă. Acum ce să mai? Asta e rețeta. Ia. O chifla asta. Ia uite-o. Acum nu știu ce zic de stomacul tău, dar... Asta e prost, eu. Am mâncat toate căcaturile și intră și ăștia bine, adică eu pot să mai mănânc, dar mi-e frică că mi-e rău ca prostul după aia. Uitați-o pe asta românească. Ăștia nu-i dau niciodată nici pe KFC, nici pe McDonald's, pe nimic nu-i dau. Abia acum m-a nimărit pe mine cum trebuie. Și cârnați din aia subțiri, sunt preferații mei aia. Mor după aia. Dacă fac grătar și n-am cârnați din aia subțiri, s-a terminat. A, termină și noi aici, așa, hai că revenim după. Te-ai burta? Fără mișto, sifonul ăsta și mâncare că mă urlă pe aici în continuu. Iată, Poiana era. Iată. Ciocolata, da? Ciocolata, da. Iată. Pă B1, mă, nici n-am mai văzut postul ăsta din... Din 1992. Facem ultima pe asta și gata, că nu mai pot. Da, nu mai pot. E rău. Mâncați-și gură. Câte-i? Hai, e o zi întreagă aproape. 7 și filmat de la 11. Exact ce vedeți voi aici. Asta am mâncat eu astăzi. Chiar n-am mâncat mâncare gătită, n-am mâncat nimic. Exact. Ce ați văzut voi, cu asta am trăit astăzi, ca să zic așa, exact din reclame ce mi-a arătat la televizor. Nu știu dacă televizorul ăsta mai funcționează, eu nu mai deschid 2 ani, că mi-a spart creierul în mine, nu mai pot. Deci dacă lăsam de câte ori a deschis Danul televizorul și n-a apărea nicio reclamă, ai nimic. Trebuia să faci 24 de ori cele. Deci trebuia să pun, cred că vorba lui Dan, 24 de ori cred că trebuia să aibă clipul ăsta. Am stat, am jucat FIFA, nu vă gândiți că am stat numai așa, că
O emisiune ține câte o oră, o oră ceva, două ori, meciuri de fotbal pe unde nimeream. Și așteptam până prindeam reclamă. Dădea, lua Danul telecomanda, când aprindea televizor, dădea drumul repede imediat și la cameră. Și trebuia să îmi zic și mie, băi, ia să fii atent, să vedem cine merim aici, ca să vorbești, să zici ceva. Gata, mă, o luăm pe asta ultima și încheiem video, că nu mai, mă doare burta. Poiana cu lapte era, da? Cred că da, da. Da, asta era. Poiana cu lapte. La Poiana. Vă zic o chestie. E challenge-ul pe canalul lui. Dacă pe voi vă doare nasul aici, de la chestia asta, de la sârma asta. Avem și Poiana. Nu mai am chef de nimic. Gust că trebuie să fie challenge-ul. Bun, nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai pot. Dacă cumva vreți să fac și partea a doua, apăsați buton de like acolo în forță. Să facem 70.000 de like-uri și revin cu partea a doua. Puneți clipul. Mamă. Vin înapoi, mă, să mor eu, jur. Puneți clipul la story și dați-mi tag, urmăriți-mă pe Instagram. Sper că v-a plăcut. Cu voi astăzi a fost Bogdan, Danu în spatele camerei, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Am fața de zici că nu zici că am mâncat, zici că am făcut altceva, că am muncit la lopat toată ziua. Cred că am și din alea la mână, nu mai pot. A plecat, e din alea, jur. Să-mi spuneți dacă voi ați făcut vreodată, dacă vi s-a făcut vreodată chestia asta când vă era rău, greață sau așa. Bunici în general vă făceau chestii din astea la mână care erau dureroase de căcai pe tine. Nu mai las, mă. Pune-le acum mâna să vezi. Mor dacă n-am. Băi, mor dacă n-am. Ia. Aici parcă era. Am făcut din astea. Trebuie să mă tragi cu oțet. Bun, ne vedem la următorul vlog. V-am salutat. Pa!